Campionatul național de junior s-a desfășurat la Buzău în perioada 9-14 martie și a reunit la start peste 180 de sportivi de la mai multe cluburi din țară, care au concurat la 13 categorii de greutate. Clubul sportiv Box Comtex Latina a avut un singur reprezentant la această competiție. Este vorba despre Lubert Augustin Tyson, care a intrat în ring la categoria 57 de kilograme. Slătineanul a reușit să facă o figură frumoasă și să urce pe cea de-a doua treaptă a podiumului, deși este primul an de juniorat. Sunt foarte mulțumit, a avut o prestație foarte bună. Avem foarte mari așteptări pentru competițiile de arme în gurdă, campionate europene, mondiale. Tyson a avut meciuri foarte grele, ajungând până în finală. A câștigat 3, însă în cel de-al patrulea a pierdut lupta pentru cea mai înaltă treaptă a podiumului, în fața pugilistului Antonio Neacșu de la Steaua București. La categoria sa de greutate, sportivul legitimat la CS Box Comtex Latina a concurat cu alți 16 pugiliști. Am avut o prestație destul de bună, au fost anumite meciuri, cele două meciuri din semifinală și finală destul de grele. Pugilistul antrenat de Valerian Vladu va participa în perioada următoare la o selecție privind întregirea lotului național de juniori, Lubert având mari șanse să prindă un loc în lot.